Emisiune prezentată de School of Light. Aceasta este o piramidă a iubirii sau o scală a iubirii. Am spus scara Ra a iubirii pentru că acesta este numele meu spiritual. Și este ceva ce am creat pe baza propriilor mele cercetări, nu este ceva care o să găsiți în vreo carte sau în altă parte, cel puțin nu cu aceste valori, nu cu această abordare, pentru că este un instrument pe care l-am creat pentru voi și pentru cursanții mei. E bine, am listat aici tipurile de iubire posibilă și la primul nivel este iubirea fizică, iubirea trupească pe care o înțelegem, care reprezintă baza relațiilor dintre oameni, tipul de relație erotică, atracție, care este foarte mult bazată pe fizic, pe carnal. Această scală este cotată de la 0 la 1000, așa cum este și scala conștiinței lui David Hawkins. La nivelul 130, de la 0 spre 1000, scalează ceea ce aș numi iubire rațională, iubire intelectuală. Este acel tip de sentiment sau acel tip de atașament, acel tip de trăire în care apreciezi, dorești, iubești prezența celuilalt pentru calitățile lui intelectuale, pentru anumite valori raționale, pentru anumite argumente raționale, lumești, sociale, economice și mai departe. Pur și simplu, ai niște argumente raționale pentru care dorești sau ești interesat de o anumită relație. De la 210 în sus până la 270 este iubirea eu-ului sau a personalității și aici sunt cele mai multe dintre relațiile umane, la acest nivel de personalitate. La acest nivel de personalitate, iubirea este te iubesc pentru că și după pentru că ai o serie de lucruri pe care le pui, te iubesc pentru că ești frumos, frumoasă, pentru că ești inteligent, inteligentă, pentru că avem anumite valori comune, te iubesc pentru că avem anumite pasiuni comune, te iubesc pentru că ne petrecem timpul într-un anumit fel și așa mai departe, pentru că avem o familie împreună, copii, etc. Valori umane. Deci la acest nivel sunt valori umane, valori de personalitate, trăsături de personalitate pe care le apreciem la celălalt. Emisiune prezentată de School of Light.